luăm parte la ședința ordinară a Consiliului Local, Târgu Ocna, și cu următoarea ordine de zi. Dacă îmi permiteți, voi da citire ordinei de zi. La punctul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Măciucă Sândel Gheorghiță, președinte de ședință pentru luna iunie 2017, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Târgu Ocna, al activităților autofinanțate și a serviciilor subordonate Consiliului Local Târgu Ocna, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministerului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului situat în Bulevardul Republicii, numărul 19, orașul Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. La punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Târgu Ocna, județul Bacău, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației pentru Dezvoltarea Turismului Montpesa, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestrul 1-2017. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Comisiei Locale de Fond Funciar, oraș Târgu Ocna, dosarul civil numărul 4801/260/2014, aflat pe rolul judecătoriei Onești, având ca obiect pretenții, și dosarul civil numărul 1225/270/2016, aflat pe rolul judecătoriei Onești, având ca obiect fond funciar și alte dosare ce au legătură directă cu aceste cauze, ce pot fi deschise ulterior, inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Numărul 9. Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 13.770 pentru acordarea stimulentelor financiare elevelor care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare județene și interjudețene regionale organizate în anul școlar 2016-2017. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude pentru suprafața de 35 de metri pătrați către Delgas Grid S.A. în vederea realizării lucrării înlocuirii PTM 5 Târgu Ocna cu PTAB 20 A. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului în suprafață de 25 de metri pătrați pentru extindere spațiului aferent imobilului situat în orașul Târgu Ocna, strada 9 Mai, bloc A11, apartament 2, județul Bacău. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Punctul numărul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 460.000 de lei. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Târgu Ocna în domeniul privat al orașului Târgu Ocna bunurilor predate de către Sece Crab S.A. Bacău prin hotărârea Consiliului Local numărul 59 din 18.11.2010, anexa 3.1, anexa 3.2, în vederea casării prin demolare, demolări parțiale, demolări cu valorificare. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Numărul 14. Proiect de hotărâre privind preluarea de către orașul Târgu Ocna mijloacelor fixe predate către Sece Crab S.A. Bacău prin hotărârea Consiliului Local numărul 59 din 18.11.2010, anexa 3.2, care nu sunt propuse pentru casare prin demolare, demolare parțială, demolare cu valorificare. Inițiator primarul orașului Târgu Ocna. Numărul
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare direct a gestiunii serviciului public de salubrizare a localității către SC Cupți Târgu Ocna, revizuit, și a regulamentului serviciului de salubrizare revizuit. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Punctul numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor tarifelor practicate de SC Cupți Târgu Ocna în relații cu clienții, persoane fizice și juridice. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Punctul numărul 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor tarifelor practicate de SC Cup Târgu Ocna pentru activitățile de gestionare a câinilor fără stăpân. Inițiator, primarul orașului Târgu Ocna. Punctul numărul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru serviciile publice de salubritate prestate de SC Cup Târgu Ocna pentru persoanele juridice de către de pe raza orașului Târgu Ocna, precum și a regulamentului de instituire și administrare a tarifului de salubrizare la persoanele juridice oraș Târgu Ocna, județul Bacău. Și ultimul punct, 19, diverse. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Sunt împotriva punctului diverse din două motive. Unu, nu apare inițiatorul, cum sunt la partea cealaltă diferite. Și doi, acest punct al ordinii de zi nu are niciun suport legal, juridic. Deci, ordinea de zi trebuie să fie punctual formulată pe anumite probleme. Deci, sunt împotriva acestui punct al ordinii de zi. Da, domnul coleg. Da. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de către majoritatea, fără un vot. Împotriva diverse. Vom introduce în ordinea de zi încă un punct care nu a fost inițial introdus și anume o să vi-l citesc, este punctul numărul 19 și anume proiect 20. După 20, mă scuzați, este după diverse. Da. Proiectul de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar corului parohiei Buna Vestire, oraș Târgu Ocna, în vederea participării la Festivalul Internațional de Muzică Bisericească Ortodoxă, cuvine-se cu Domnul, organizat de Primăria Stațiunii Pomorie Bulgaria în perioada 7-11-6-2017. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. La ordinea de zi, pe punctul la 19, să rămâne de viață de totul la 20. Supuneți la vot propunerea domnului colegi. Supun la vot introducerea pe ordinea de zi acestui punct. Cine este pentru? Împotrivă? Ortodox. Abține? Dacă sunt. Mulțumim. Nu mai pregătiți. Mare lucru. Să duci un pas înainte. Președinte, cine vrei? Propunem la solicitarea domnului Bucur ca această suplimentare să fie 19 și diverse 20. Cine este pentru? Unanimitate. A fost aprobat și propunerea domnului consilier Bucur. Supun la vot procesul verbal din încheiat în data de 27.04.2017 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Târgu Ocna.
Petru? Împotrivă? Abține? Avem o abținere. S-a aprobat cu majoritate. Dau citire punctului numărul 1 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea domnului consilier Măciucă Sândel Gheorghiță, președinte de ședință, pentru luna iunie 2017. Comisia juridică a zborului. Dacă mai sunt observații sau discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Târgu Ocna, al activităților autofinanțate și a serviciilor subordonate Consiliului Local Târgu Ocna. Comisia juridică a desfavorat. Dacă sunt observații, discuții la acest punct, vă rog să spuneți. Dacă nu, supunem la vot proiectul de la numărul 2, proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Proiectul a fost votat în unanimitate. Numărul 3. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Ministrului Educației Naționale pentru emiterea avizului conform în vederea schimbării destinației imobilului situat în Bulevardul Republicii numărul 19, oraș Târgu Ocna, județul Bacău. Comisia juridică a votat desfavorabil. Comisia juridică a desfavorabil. Dacă sunt observații, discuții, vă rog, domnul consilier. În exprimarea de motive se arată că schimbarea destinației poate fi făcută între 5 și 25 de ani, iar în situații temerii justificate, aceasta poate fi pe o perioadă nedeterminată. Eu, din exprimarea de motive, nu văd care ar fi goleața Consiliului Local. Pe o perioadă de 5, 25 sau pe o perioadă de 5. Pentru că mă gândesc, dacă Ministerul aprobă la decizia, nu se să facă nici o investiție acolo. Da, asta a fost. Este corect observația domnului. Că dorința noastră este cu perioada nedeterminată. Este vorba de clădire, a fost un cămin de fete pe Republicii, unde intenționăm să aibă sediul compania de utilități publice, pentru care și credem că nu e. Și vom ține cont să precizăm. Probabil, doamna secretară, să faci mențiune asta, vă rog. Această mențiune o vom face în notare fundamentale pe care suntem obligați să mai intrăm o dată cu proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre, așa este formatul transmis de către minister. În nota de fundamentare anexată vom specifica și perioada pentru care solicităm avizul. Consider că trebuie să faci informația asta și către Consiliul Local. Că iar apare tot felul de întrebări care vin ulterior și de aia vă aș putea de un mai sunt alte observații, întrebări? Dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a aprobat în urmă. Punctul numărul. Dar am scris în expunerea de motive. Mă scuzați că am intervenit. În expunerea de motive, chiar în ultima frază, am scris imobilul poate fi dat în folosința FCU, care însășoară activitate de utilitate publică, dar care în prezent nu are un spațiu adecvat pentru activitatea personală administrativă, dar și pentru parcarea utilajelor folosite pentru prestarea activității de salubrizare, propun solicitarea avizului conform al Ministrului Educației Naționale în vederea schimbării destinației imobilului situat în orașul Bulevardul pe perioadă nedeterminată. Corect, corect. Vă spuneți. Probabil că aici n-am. Da. Știam că am întrebat.
ce am scris în expunerea de motive, o să preluăm și în nota de fundamentare. Dacă mai sunt comentarii? Numărul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor aparținând domeniul public al orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Comisia juridică a avis favorabil. Dacă sunt observații... Dacă nu sunt comentarii, supun la vot acest punct numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a votat în unanimitate. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării orașului Târgu Ocna, județul Bacău, în calitatea de membru fondator la constituirea Asociației pentru Dezvoltarea Turismului, Montesa. Comisia juridică acordă de favorabil. Comisia dacă sunt discuții pe această temă, vă rog. O întrebare simplă, uitându-ne la această asociație, vedem că are o structură relativ stabilă, pornind de la Mărgești, la sud, pe Valea Sus și până la noi. Dar orașul Comănești nu face parte. N-a vrut sau a fost sărit? Că chiar că ar fi o structură continuă, așa pare discontinuă. Vă amintiți că noi am mai aprobat în Consiliul Local Asociației de Turism în care am cuprins și județul Bacău. Având în vedere că județul Bacău și-a exprimat, județul și-a exprimat serviciul de turism din cadrul Consiliului Județean și-a exprimat dorința de a nu participa la această asociere, noi am continuat asocierea, suntem membri fondatori, dar în statut am prins și atunci și dumneavoastră să dezvoltăm turismul tot bazinul Trotuș. Când ne referim la toți afluenții Trotuș, Uitați-Dău, de asemenea Oituzul și Cașinul și această asociație va putea promova proiecte de patru județe, având în vedere că Trotușul Trotuș din Partita, Oituzul din Covasna și Tazlău din Neamț, deci avem Covasna, Harghita, Neamț, Bacău și Vrancea, unde se varsă Trotușul în Siret, și de asemenea pe trei regiuni de dezvoltare, regiunea 1 Bacău, regiunea 2 Vrancea și regiunea 7 Covasna, Harghita. Este bine să fim în această asociație, practic nu are ce să... Județul Bacău nu are potențialul turistic al județului, ce avem noi. Și când am fost membri fondator, dar în mod sigur, vom prinde toate localitățile de Valea din bazinul Trotuș. Și observați-vă. Vă rog, consilier. Vreau să spuneți dacă greșesc. Intrarea în această asociație ne costă 0,5 lei pe cap de locuitor. Pe an. Este curat? S-a stabilit o cotizație. Da. Deci care se ridică la suma totală de? 6.500 de copii. Da. Da. Domnul Ianu, vă rog. Întrebare. Mai rămânem în... Ne retragem din cealaltă... Da. Cealaltă asociație... Lumea Turism. Și una și alta. Deci nu mai avem. Cealaltă asociație nu mai este. Este această asociație. Trebuia undeva să menționăm că ne retragem. Am abrogat hotărârea cealaltă, scrie, da? Da. Am abrogat cealaltă hotărâre și suntem în asta. Și a rămas în prima zi? În asta. Da, cealaltă nu a mai continuat demersurile juridice pentru înscrierea în registrul asociației și fundațiilor, deci nu s-a mai finalizat constituirea ei. Totuși acolo s-a creat un patrimoniu și s-a primit banii. Nu s-a creat banii acolo. Nu s-a creat patrimoniu, dar s-a blocat și atunci... Să dea Dumnezeu să nu ai face așa. Nu are. Da? Și să avem și beneficii de domnului. Sperăm să avem. Da, cu totul domnului consilier. Poate că trebuia să insistăm un pic să aducem în sediul asociației la Târgu Ocna sau Târgu Moldova. Se răspund de experiența în domeniul cu care va avea cele două stațiuni. Și în afară de toate astea, am văzut că sunt și câteva posturi care puteau fi ocupate de personal în zonă, poți să le muncă în zonă.
Da? Dacă în spatele acestei asociații e un om care are forță și poate ajuta să dezvoltăm ideea de a putea atrage și fonduri europene ca să facă ceva pentru turism, și știți la ce mă refer, pe la domnul Viorenti, nu mă deranjează absolut. Domnul Ciu, dorința a fost celor de la Mâine să aibă sediul acolo. Președintele va fi ales prima din cele două stațiuni de interes național, deci sunt de interes local. Nu e chiar atât de important unde este sediul deocamdată, cheltuielile nu se vor face decât că vor porni acțiuni. Administratorul public de la Primăria Mănești s-a ocupat de toată această problemă. Ora actuală nu s-a cheltuit niciun ban, toate acțiunile care s-au făcut gratuit și noi sperăm să putem promova proiecte și atunci vom vedea exact când apar cheltuieli de cum le vom reparte. Până de ca să facem asociația, sper să vorbim să facem mai mult decât facem acum. Să înțeleg, doamna Marilena Bârlău este administrator public la Mănești, sau? Nu, doamna este secretarul orașului și a fost împuternicită să facă demersurile pentru registrarea acestei asociații. Ei au făcut adresa la Ministerul Justiției, au luat denumirea. Să vă mai întreabă toată partea. Sigur. Este frumoasă și această prescurtare de numire în Vesa, care vine la munte, petrol, țare și apă, aceste resurse naturale pe care trebuie să le punem în valoare turistică. Dacă nu mai sunt discuții pe această temă, supun aprobării acestea. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Roșeț. S-a aprobat cu majoritate. Sunt la punctul numărul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare a orașului Târgu Ocna pe trimestru 1-2017. Dacă mai sunt discuții pe această temă, dacă nu supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a aprobat în unanimitate. Trecem la punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. Sunt discuții pe această temă? Dacă nu supunem la vot acest punct, punctul numărul 7, cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a aprobat în unanimitate. Trecem la punctul numărul 8 de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a Comisiei Locale de Conducțiar, oraș Târgu Ocna, dosarul civil numărul 4801/260/2014, aflat pe rolul judecătorie Onești, având ca obiect pretenții și dosarul civil numărul 1225/270/2016, aflat pe rolul judecătorie Onești, având ca obiect fond funciar și alte dosare ce au legătură directă cu aceste cauze, ce pot fi deschise cu ulterior. Dacă sunt discuții, vă rog să... Avizul Comisiei Juridice este favorabil. Comisiei Economică, aviz favorabil cu amendamentul cadrării în prevedere de bugetarea aprobată pe care de local la capitola FR. Am și eu o problemă de prezentat aici. În Comisia Juridică s-a discutat dacă e posibil să fie achiziționate servicii de asistență juridică pentru cele două dosare și să încercăm odată să ne intrăm și noi normal, din punct de vedere a asistenței juridice pentru tot ce ține de primăria orașului Târgu Ocna. Am înțeles că mai există un post vacant. Haideți să organizeze concurs pentru ocuparea acelui post. O să mărească, să mărească salariile bugetarelor și probabil că o să fie atrăgător și pentru cineva care vrea să vină, dar așa cum discutam, vrem ca, într-adevăr, juriștii care sunt în primărie să-și facă datoria de la un an la altul și cu formă de pregătire profesională.
profesională continuă și cu tot ce vreți dumneavoastră. Pentru că e jenant, e neplăcut, după atâta vreme, să apelăm de fiecare dată la serviciile avocaților ca să ne susțină la anumite cauze, plecând la cele mai simple până la, nu știu, grad de complexitate, vreau să vă spun că nu la toate, se ridică la nivelul nevoie de a apela la niște super profesioniști în domeniul juridic. Mulțumesc. Dau cuvântul domnului Maciu. Sunt în asentimentul domnului Maciu. Primăria cheltuie 25.000 de lei pentru a fi reprezentată în procese și 10.000 cheltuie cultul. Mi se pare că de banii ăștia putem să ne permitem un post bine plătit care să ne reprezinte cu succes în proces. Am terminat. Mulțumim. Trebuie să găsim un om pregătit care să fie salariat și care să plătim la pretenții de un caz de avocat. Am plătit să nu putem să plătim la pretenții de un caz de avocatură. Atunci să-l pregătim. Că dacă ar fi o primărie mai mică și nu-și ar putea, cum îi spune, permite, deci s-ar descurca cu oamenii care îi are. Sau i-ar pregăti. Două cuvinte vreau să zic. Cred că am mai discutat chestiunea asta și eu credeam că este înțeleasă și are precedenți. Am mai aprobat în situații strict punctuale de a fi achiziționat de servicii juridice. În toată România se face chestia asta și la companiile de stat, și la companiile mari și mici. Juriștii obișnuiți sunt pentru chestiuni obișnuite. Procesele cu probleme necesită pregătire de specialitate. Un jurist este larg în domeniu, este multilateral. Pe domeniul strict, care în formă cu viața, cu ce sunt avocați cu destinații. Deci, eu susțin în continuare că e bine de a lua strict pe anumite chestiuni punctuale. Sunt de acord, cred că ne-ar costa și mai ieftin decât să pregătim un jurist. Cum aș propunea dumneavoastră, decât să plătim, avem juriști, să mai plătim un jurist și după aceea aveți probleme de o anumită speță, să mai spunem și alta, oricând nu o să se desfunție. Una e să plăteze într-o instanță un avocat și se prezintă cu robă și să știți. Să știți! Să știți că ne costă mai mult un jurist decât ne-a costat un casă. Nu ne costă un om care, într-adevăr, de bună mânări profesional, se ducă la sacrătări pe care le cere prezentul. Că așa, cu cultură și cu oameni numai care apară în postură de a fi angajat în un anumit post, mi se pare mie că suntem departe de ceea ce vrem. Asta e. Da, mai bine să nu avem probleme. Până la urmă, pe anumite speții, nu. S-a îngărat de listă, repet. Cu siguranță ne costă mai mult. Avem doi juriști, avem secretarul primăriei și avem juriștia. Putem fi vreo și o pot face? Nu pot. Expertele de generale și o fac și o fac bine. Dar sunt anumite procese care chiar sunt spinoase. Bună bine, doamna, să vă aduc că dați vreau să vă spun că în procesul Ciuciu, dumneavoastră ați aprobat să angajăm avocat, vedeți-vă că acest domn este, are casă de avocatură și se ocupă numai de recuperări creanței. Am pornit în proces cu demolarea blocului ANR 13, cu plângeri penale, eu am avut plângeri penale peste tot, acum sunt primar la Târgu Bujor, ne și mută aceste procese și numai de asta se ocupă. Vă mai amintesc și încă nu am finalizat acest proces, dar avem puține etape. Am fost la Sfântul Gheorghe, la Torsura Buzăului, am avut peste tot aceste procese. Uitiți-vă că ei asta fac și nu poate un jurist să facă față unor asemenea procese complicate. În prezent, noi avem în jur de 30 de procese de care se ocupă juriștii noștri, sunt procesele de primărie, teron deja, unde merge jurista care este Spânul și cu Corina,
avem notificări, executări, de ce se fac și așa. În procedură avem iarăși peste 100 ceva în procedură de în executare. Peste 100, da. Dar aș dori să vă, să vă spun că numai în procesul care l-am avut cu CRAP-ul, pentru că dumneavoastră știți atunci când s-a dat CRAP-ul 2010, au fost niște... Deci instanța a diminuat suma datorată OAT-ul Bogna cu 235.000, deci 2.350.000 de lei, ne-a diminuat suma pe care e obligat să plătim. 2.300.000 și-a scos banii și-a avocat-o și încă pentru câteva procesele. Până nu avea nicio șansă cu CRAP-ul. Am pornit cu CRAP-ul fără avocat, am pierdut procesele la primele instanțe și pentru că sunt multe... Domnul Boșeț știe. Nu știu. Deci, discutam despre alea punctuale, care trebuie să grele, care trebuie să privesc într-adevăr... Dar punctuale sunt. Care sunt pretenții în acest proces? Punctuale. Spune-te, ce proces sunt? Ce pretenții are acest om? Domnul Adi Veni solicită suma de 20.000 de lei pe an, începând cu calculat, începând cu anul 2009, bineînțeles, actualizat, cu rata inflației, cu... pentru suprafața pe care o consideră că nu o poate folosi. Aproximativ cât de prima o fac. Noi vom face organizații, achiziții și sigur că vrem să luăm, să plătim cât mai puțin. Nu putem spune acum cât. Putem să vă spunem pentru procesele care au fost. Dar haideți să vă spun și de acest Lavimeni ce s-a întâmplat. El a fost reprezentat în orașul Târgu Ocna de către domnul inginer Troce, de la Ocolul Silvic. Troce a făcut parte și comisia care retroceda terenul și, bineînțeles, că îl reprezenta, reprezenta Ocolul Silvic pe de-o parte, a reprezentat și pe la Vibenii de cealaltă parte. Acum a reprezentat. Și atunci a reprezentat, dar nu în scris. Și uitați ce s-a întâmplat. A dat stația de gaze a orașului, care se află în cartierul Poien, a trecut un titlu de proprietatea lui. Noi n-am sesizat, sigur că din primărie, la vremea respectivă, n-a sesizat nimeni, pentru că i s-a retrocedat la Vibenii în pădure. Ori stația, vedeți și noastră, că este în Poiană. Acolo a fost pepiniera Ocolului Silvic. Deci sunt tot felul de chestii care nu poți să le știi. Asta și... le putem folosi în favoarea noastră, că e un conflict de interese, aceeași persoană, și una și alta și la exact. Ei, acum vedeți că avem acest proces. Noi ne-am trezit în momentul când a venit domnul Trocea și a spus, vă rog să-mi plătesc chirie pentru stația de gaze care aveți. Cum să plătim chirie pentru stația de gaze? Și de atunci ne judecăm. Din 2012 avem procese cu el. Acum, la Vibene, mai are și în oraș de luat câteva terenuri, da? Și casă. Și sigur că sunt procese destul de complicate. De ce? Eu vă rog tare mult, s-a aprobat să angajăm lucrurile. Dacă nu trebuie că se urmează, poate să se regulă anumite elemente care ne vor dezavantaja în proces, să ține știu. Ah, da, am înțeles. Uite, să mă... Sigur că fiecare jurist din primărie a dorit să apere procesul și să facă, dar sunt probleme care ne depășesc. Dacă mai sunt și alte aspecte de prezentat, dacă domnul consilier... Domnul, lasă-l provați doar, noi facem achiziție, după aia pe serviciu, pe seară, nu știm cine va fi și nici cât va lua. Nu știu că cam dat. Da, 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 corect, corect, nu știu, nu știu. Dacă nu mai sunt și alte aspecte sau discuții, vă supun aprobării acestor. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Măciucă. Abține? Domnul Roșeț. S-a aprobat cu majoritate. Vom trece la punctul 9 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 14.770 de lei pentru acordarea stimulentelor financiare elevilor care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare județene și interjudețene regionale organizate în anul școlar 2016-2017. Am spus suma de 14.770 că ea a fost suplimentată cu 1.000 de lei pentru centru de experiență, pentru excelență. Vor fi premiați elevii. Comisia economică a fost favorabilă cu impactul de mai mult care va funcționa doamna președintă, deci suplimentare la 13.770 la 14.770 cu 1.000 de lei. Da. Pentru centru de excelență. Comisia juridică să vă... Dacă doriți să luați cuvântul, domnul consilier Măciucă? Da. Felicit suplimentarea pentru grupa de excelență, pentru copiii care de la excelență clasele 1-4, dar suma alocată mi se pare foarte mică. Am încercat un amendament să dublăm suma,
nu s-a putut pentru că am zis că deja s-a stabilit și îmi pare rău să spun că pentru copiii noștri nu găsim bani, iar pentru un centru de informare turistică s-au găsit 50.000 de lei, iar pentru deplasări în străinătate 100.000 de lei, peste 100.000 de lei. Iar pentru copiii noștri, la suma asta de 10 și 20 de lei de copii, ne limită. Atât am avut de spus. Dacă nu mai sunt și alte păreri, vă supun la vot în acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Obține. S-a aprobat majoritatea. Vom trece la punctul 10 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitude pentru suprafața de 35 de metri pătrați către Delgaz Grid, ESA, în vederea realizării lucrării înlocuirii țevilor la Târgu Ocna. Dacă... Comisia judecătoare. Dacă sunt urbanism, urbanism instalare. Dacă sunt discuții, vă rog să... Dacă nu sunt, supun la vot acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? S-a aprobat în unanimitate acest punct. Punctul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin negociere directă a terenului cu suprafața de 25 metri pătrați pentru extinderea spațiului aferent imobilului situat în orașul Târgu Ocna, strada 9 Mai, bloc al 11, apartament 2, județul Bacău. Comisia juridică a zis nefavorabil. Comisia economică a zis nefavorabil. Dacă sunt discuții, domnul consilier Mocu? Mi se pare mie că la un moment dat o să trebuiască să gândim foarte serios problema închiriei și concesionării terenurilor în orașul Târgu, pentru că a devenit deja un obicei cei care au terenuri concesionate să aibă posibilitatea să le și cumpere. Și mă gândesc în perspectivă cel care dorește să concesioneze 25 de metri pătrați de teren la parterul unui bloc de locuințe, va dori să își cumpere, devine proprietate. Există o grămadă de comentarii din partea celorlalți cetățeni. În primul rând că trebuie aviz din partea tuturor locuitorilor, locatarilor din blocul respectiv. Pe de altă parte, intrăm în contradicție cu acel spațiu verde care este aferent localității, discutând despre strategie de dezvoltare a localității în perioada următoare și este afectat spațiul verde. Și sunt o grămadă de alte spații disponibile pe strada Victorie, în alte părți, care de-abia așteaptă cu brațe deschise să deschidă activitatea tot felul de activități comerciale, de orice fel de natură, care rămân acolo ca spații care nu au niciodată de folosit. Din acest motiv am abținut și majoritatea membrilor Comisiei Juridice s-au abținut, pentru că trebuie să ajungem la un moment dat să clarificăm situația acestor terenuri care cu ușurință trec din proprietatea statului, administrației locale, în proprietatea diverselor cetățeni din localitate, prin această simplă înscriere sau concesionare. Pentru că avem hotărâri de Consiliul Local care permite așa ceva. Și ar trebui să o gândim foarte serios, fără că va fi prea târziu. Mulțumim, domnul Mulțu. Dau cuvântul domnului. Da, nu scrie cu el că dacă are un teren concesionat, poate să-l și cumpere. Este altă problemă vânzarea, trebuie aprobat în Consiliul Local. Aici se solicită această concesionare suplimentară a acestei suprafețe. Este vorba de centru de frumusețare, coafură, salonul ăla de frumusețare, Alexandra. Rândul medical. Rândul medical, da. Care nu pot să-i dai un spațiu să-și facă acum. De ce se întâmplă? Nu mai am pic.
Dânsa a solicitat pentru că Direcția de Sănătate Publică obligă să poată funcționa, să-și facă o sală de așteptare. Sala de așteptare nu poate să facă decât în exterior. Însă este proprietară pe acel spațiu, dar aici concesionarul rămâne concesionar. Nu poate niciodată să-l cumpere decât dacă Consiliul Local care va primi această solicitare, va aproba. Ca să-și facă această sală de așteptare, a solicitat concesiunea, iese în afară, unde și acel iar de curgere apă, eu știu de ce vorba. Este pe partea betonată. Este pe partea betonată a locului, în direcția apartamentului. Mulțumim. Dau cuvântul domnului consilier Iar. De acord cu concesionarea, probabil că va crea și un loc de muncă, două, e foarte bine, dar aș dori ca și Consiliul Local să ceară proprietarul respectarea planului urbanic. Nu fac acolo două table și nu... ca să fie o țigănie, să mă scuzați de impresie. Dar este corectă observația și însă va trebui să vină cu o autorizație de construire, pentru ce dorește să facă acum, așa că deci șef nu va permite să construiască orice acolo, decât o construcție care se încadrează mai întâi probleme. De acord, domnul Munț, aveți dreptate de o parte. Totuși, inițiativa privată trebuie și de sprijinit, așa cum o duce orașul, cum o duce. Acolo este o autoritate de resurse servicii, pentru că am aflat astăzi, nu știu de unde este. Dar dacă nu-i îngrebim și așa stau ăstea călare, dar nu se dată cu ele. Acum am urmă o bucățică de beton acolo, că nu-i spațiu. Nu știu o bucățică. Există posibilitatea ca acest om care are acolo nu știu cine este să-și închidă activitatea dacă noi nu-i dăm voie să-și facă o sală de așteptare, dacă îi spune DSP-ul îi închide. E autorizația așa. Deci nu afectează nici într-un fel spațiu, nici el are accesul. Sigur, măcar trece de la o scară. Știți că nu este niciun fir de iarbă, acolo este niște beton. Și pentru a trece de la o scară la alta, e obstrucționat traseul de medical test, prin podețul ăla. Bineînțeles că au documentații mai mari. Bineînțeles că trebuie ținut cont de, așa cum a zis și domnul Iarbă, de aspectul... Estetic, de regulă în Paris. Sigur, bineînțeles. Dacă îmi permiteți, am avut discuții destul de laborioase, zic eu, în Comisia Juridică. Cred că ați observat și dumneavoastră, stimați colegi, că poate expira timpul afectat ședinții din Comisie și dumneavoastră trebuia să înceapă ședința de Consiliu în plen și nu reușeam să ne finalizăm lucrurile. Poate chiar acest punct a fost o problemă mai deosebită și eu insist, domnul consilier Munțu, a atins problema, dar eu insist, pentru că au fost o serie de hotărâri ale Consiliului Local. Nu ne împotrivim inițiativei private sub nicio formă și suntem de acord, și eu personal sunt de acord pentru a sprijini cu toți cei care au o inițiativă în oraș, dar m-am abținut și mă abțin în continuare dacă, la astfel de aspecte, dacă nu se ia acceptul cetățenilor, pentru că ni s-a impus și ni s-a spus, adică locatarilor, toți cei care sunt afectați, nu mai avem acele, și nici atunci nu era corect, că asociația de locatari, când exista, dătea administratorul ăla, dătea un punct de vedere. Ni s-a reproșat, acum nu știu, eu aduc acest aspect în atenția noastră, că nu i s-a reproșat de către unii cetățeni că se iau tot felul de hotărâri și mi-a spus chiar un vecin de la etajul 3, păi vreau și eu să-mi deschid acolo. Dacă el e la parter, are dreptul, vreau și eu să concesionez în fața lui o suprafață. Vine și el la 4 și concesionează de asta. Dumneavoastră, ce în Consiliu, votați așa, ce considerați, dar pe noi, de ce nu ne consultați? Și atunci consider că este necesar, poate chiar o amânare a acestei probleme, astfel încât să se ceară acceptul de către cei care vor să-și concesioneze această suprafață, să se ceară acceptul cetățenilor, astfel încât să nu se simtă lezați că noi luăm hotărâri peste voința dumneavoastră sau fără să-i consultăm în prealabil. Mulțumesc. Mulțumesc.
Dacă nu mai sunt observații, vă supun la vot acest fond. Cine este pentru? Dar cu acest amendament, vă rog să se aducă acceptul acelor rugate. Am trecut cu acest amendament, dar fiind doar 11 voturi pentru, proiectul a fost respins. Împotrivă? Abțineri? Iar noi să fim în cunoștință de cauză când luăm o hotărâre. Ce Casa Borisov și cinematografia, exact în paragină. Odată, avem experiența și altei case, foarte bine, foarte consolidată, fosta policlinică, care s-a dărâmat în vederea a nu știu ce, construirea unui ANL, care nu s-a mai construit, pentru că nu s-au găsit fonduri sau nu s-au aprobat, nu știm de ce. Și așa vom da niște bani pe ceva incert. Este părerea mea, n-am exprimat. Mulțumesc! Dacă mai sunt alte întrebări, aspectul de prezentat, dacă nu supun, vă supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim. Vom trece la punctul numărul 13 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Târgu Ocna, în domeniul privat al orașului Târgu Ocna, bunurilor predate de către SECE Crab Iesapacău, prin hotărârea Consiliului Local Târgu Ocna numărul 59 din 18.11.2010, anexa 3.1, anexa 3.2, în vederea casării prin demolare, demolări parțiale, demolări cu valorificare. Comisia Comisare este atât favorabilă. Comisia Economică a fost favorabilă. Dacă sunt întrebări, dacă nu supun aprobării acest proiect, cine este pentru? Împotrivă? Abține. Trecem la punctul numărul
14 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind preluarea de către orașul Târgu Ocna mijloacelor fixe predate către SECE Crab S.A. Bacău, prin hotărârea Consiliului Local numărul 58 din 18.11.2010, anexa 3.2, care nu sunt propuse pentru casare prin demolare, demolare parțială, demolare cu valorificare. Comisia pentru bani mai desfavorabil. Dacă sunt discuții la acest punct, vă rog frumos. Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Noi uităm că treabul ăsta tot ce este pe imat și unde mai trebuie, le dăm înapoi ca să putem casa. Dar când a fost vorba de lua și pasiv, atunci am uitat, dar ce obligați. Ați văzut dumneavoastră că am citit ce se întâmplă cu ei și o să vedem în perspectivă ce se întâmplă cu apa în orașul nostru și în județul Bacău. Pentru că ați urmărit unul de comentarii de presă. Urmăresc. Asta sunt într-o cădere liberă, domnul de la, la Crab. Anticipam acum 2 ani. Dacă nu sunt alte discuții, vă rog, domnule primar. Da, domnul, în 2010, când s-a predat Crabul, dacă nu s-au luat și activele, o să... Așa e. Da, sigur că poate trebuiau preluate, așa s-a gândit atunci și ne... A gândit, vreau să spun că este vorba de mijloacele fixe de la fosta stație de curat. Da. În proiectul pe care, care a fost elaborat, au spus că demolează tot. Și noi am venit și am spus că postul de transformare trebuie să rămână, acea cabină de probe cu laboratorul să rămână, pentru că acolo terenul revine în domeniul public al orașului și noi vom desfășura activități acolo. Și de aceea ele au fost selectate acum. Unele se demolează, altele rămân. Mulțumesc, domnule primar. Dacă mai sunt și alte întrebări, discuții pe această temă, dacă nu, vă supun aprobării acest punct. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul abține. Domnul Roșet și domnul Ciucă. Mulțumim. Vom trece la punctul numărul 15 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegare directă a gestiunii Serviciului Public de Salubrizare a Localității către SECE, Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A., revizuit și a regulamentului Serviciului Public de Salubrizare revizuit. Comisia juridică a desfavorat. Comisia juridică a desfavorat. Dacă sunt discuții pe această temă, dacă nu sunt, vă rog, domnule consilier Roșeț. Am rămas oarecum neclar în ce constă revizuirea regulamentului Serviciului Public de Salubrizare. N-am nicio îndoială că toată lumea l-a citit. Eu l-am citit cu atenție, dar am văzut același regulament, care e regulamentul CARU, și ca, același regulament care a fost aprobat și în luna decembrie. Anul trecut. Da. Care au fost revizuirile la, la contractul de delegare, mi s-a explicat și în ședința ieri. Dar la regulament am înțeles. O să dăm cuvântul, mulțumim domnule Roșeț, o să dăm cuvântul domnul Iacu și pentru că ați văzut un contractul de delegare la activitățile care le-a început și pe licență. Am exclus deratizare, dezinfecție și... Nu, aia am înțeles. Iar regulamentul de salubrizare este un capitol exact pentru lucrul ăsta, care este exclus, nu mai apare. Este singura modificare din regulament. Și care capitol? Nu am material. Capitolul? Chiar așa se și intitulează. Dezinfecție, dezinfecție... Deci l-ați eliminat. Este eliminat complet, da. Adevărat, doamnă secretară? Da, adevărat. Aceste prevederi, prevederile referitoare la cele trei activități, de la vizare, dezinsecție, au fost eliminate și din regulament. Regulamentul este exact pe modelul cadru, a fost luat prin acel moment de ANMSC, iar undeva spre final, nu mai știu exact... Iar restul, cum... Mărturatul, spalatul, stropitul, întreținerea, pe rogă să rămân balat. Da, activitățile astea... Și pentru noi și pentru toată țara, da? Păi e făcut după regulamentul cadru cu mențiunea. Nu, e copiat regulamentul. Nu este copiat. În regulamentul
tablou care este publicat, o să vedeți că sunt foarte multe despre București. Noi am eliminat acele referiri la sectoare, la pozitivă, în capul sector și la... Deci nu e publicat, este un material de zi. Dacă mai sunt și alte discuții, întrebări? Dacă nu, domnul consilier, apoi. Să mulțumesc personal domnului directorianu și pentru că ne-au onorat cu prezența. Am mai cerut de mai multe ședințe să ne onoreze. Nu ne-au onorat, acum ar fi probabil implicat direct. Ne-au onorat și mulțumim că a venit. Poate și data viitoare va veni. Pentru că spuneam, sunt tot noi ședințe fără probleme legate de gospodăria comunală a orașului. Doi. Controlul de reglare direct este o mare responsabilitate și pentru noi și pentru companii. Cel mai simplu era trebuie să facem o licitație, poate cel mai liberal era, nu? Domnule, cel mai bun preț, cel mai bun caiet de sarcini, cel mai... Deci, faptul că îl delegăm direct e o mare responsabilitate pentru dumneavoastră și, repet, și pentru noi, că răspundem în fața populației. Și sper ca regulamentul revizuit sau nerevizuit, sau cum va fi nou, să crească, să ducă și la creșterea calității serviciului, a eficienței economice. Asta este dorința noastră. Cu aceeași echipă nu-i problemă, cum credeți dumneavoastră și să ne acordați o mai mare atenție și sperăm la ședințele noastre și voi vota pentru. Pentru că merg pe buna credință în continuare. Mulțumim, domnule Antoche. Dăm cuvântul domnului consilier Măciucă. Dacă reprezentați, au dat o situație dezastroasă a companiei cu. Am înțeles că e pe redresare totuși anul ăsta și nu știm dacă tot vom aproba toate tarifele și tot ce înseamnă vom avea servicii mai bune. Deci, la acest punct mă voi abține. Mulțumesc. Mulțumim și noi. Mai sunt alte discuții. Dacă nu, vă propun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Aprobat cu majoritate acest punct. Vom trece la următorul punct, numărul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor tarifelor practicate de SCE-ESA Târgu Ocna în relație cu clienții, persoane fizice și juridice. Comisia Juridică a desfavorată. Comisia Economică a desfavorată. Mulțumesc. Dacă sunt discuții pe această temă, vă rog să luați cuvântul. Dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a aprobat în unanimitate. Punctul numărul 17 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor tarifelor practicate de SCE-ESA Târgu Ocna pentru activitățile de gestionare a câinilor fără stăpân. Comisia Juridică a desfavorat. Comisia Economică a desfavorat. Dacă sunt discuții pe la acest punct, vă dau cuvântul, domnule consilier, acestea. Doar menționez, este un proiect foarte frumos, dar lipsește cu desăvârșire, cel puțin în 2016. Deci, vă vota împotrivă. Mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă supun aprobării. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Măciucă, se abține cineva? Mulțumim frumos! Vom trece la punctul numărul 18 pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului privind serviciile publice de salubritate prestate de SECE Compania de Utilități Publice Târgu Ocna S.A. pentru persoanele juridice de pe raza orașului Târgu Ocna, precum și a regulamentului de instituire și administrare a tarifului de salubrizare la persoane juridice ale orașului Târgu Ocna, județul Bacău. Comisia Economică a disfavorabil, dar cu amendamentul că este potriva regulamentului. Este neaplicabil și nu are ravadă de tip sănătoasă. Deci este de acord că Comisia Economică avizează favorabil doar prețul, tariful de
pe tona de gunoi. 273 de tone. Aveți favorabil aceeași mențiune, în plus alt amendament legat de articolul 2, pentru că parte din proiectul de hotărâre care trebuie să fie. Va face obiectul un alt proiect de hotărâre care va fi reanalizat cu noi amendamente și reformulez și articolul 1, întrucât acest tarif de 273 este în conformitate cu planul anual de evoluție pe care Consiliul Local l-a mai aprobat în HCL. Articolul 1 va suna în felul următor. Respectarea planului anual de evoluție a tarifelor și taxelor pentru proiectul sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 72 din 2010, pentru anul 2017, tarifele privind serviciile publice de salubrizare prestate de SECPUB pentru utilizatorii non-casnici de terasa orașului Târgu Ocna este de 273 lei pe tonă cu TVA. Articolul 2 urmează să fie scos. Vor fi renumerotate celelalte. Dacă mai sunt alte observații la... Pentru că nu același aviz cu aceleași amendamente. Mulțumim, domnul consilier. Trebuie să clarificăm câteva lucruri. La nivelul ajunge, există agenții economice și încă sunt nevoiți și nu au suficient informații în legătură cu tarifele pe care să mă rapidez după noua hotărâre pe care noi o urmăm astăzi. Am avut discuții chiar în cadrul comisiei și cu domnul primar, că a fost vizitat la noi. Cred că cea mai bună soluție asta e domnul primar de a face o întâlnire cu agenții economice și cu discuții pe tema acestor tarife. Cei care vor lăsa să vină ca să înțeleagă toată lumea că fundamentarea, părerea mea, este făcută că se poate de corect și în concordanță cu evoluția tarifelor care va fi anul ăsta și în perioada anilor următoare. Nu vor rămâne fiecare dată aceleași. Iar contractele care vor fi încheiate între companie și persoanele juridice, am spus că cel mai recomandat este să discute, să analizeze pentru fiecare societate în parte, la fața locului, în ideea de a înțelege foarte clar și fiecare să plătească atât cât produce. Mulțumim, domnul. Mulțumim, cuvântul domnului consilier. Eu cred că când o să se elaboreze acest nou regulament pe cel care este făcut, a fost făcut, nu știu, după ce alt regulament, dar cred că ar trebui să se statuieze niște principii. Primul principiu care ar trebui să stea la baza acestui regulament ar trebui să fie fiecare persoană juridică sau fizică să plătească exact funcție de gunoiul pe care îl produce. Nici mai mult, nici mai puțin. La tonă, la kilogram, la cum se va stabili. Al doilea principiu care ar trebui să funcționeze este că să se facă în așa fel plata, încât să nu existe diferențiere între gunoiul produs la persoane fizice față de cele la persoane juridice. Și din ce am constatat este că doar prețul este cel care corespunde celor două principii enunțate. Odată că și la persoane juridice și la cele fizice este 273 pe tonă, care l-am aprobat, l-am justificat și așa mai departe. În rest, toate celelalte chestiuni prevăzute în regulament, de asta este nevoie de a fi revizuit și reanalizat, ca să respecte principiile acestea pe care le-am anunțat și eu cred că sunt de bun simț și normal. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, domnul... Tot legat de regulament, aș fi vrut să spun, dar bine, nu mai aprobăm, dar la viitorul regulament trebuie să țină cont de toate activitățile orașului. Aici, dacă ne uităm la punctul articolul 5, de la ABCD spune de comerț, de cantine, de cofetării, de spitale, de toate astea, dar se omite exact de la cea mai importantă, industria, mica industrie, meseriașul, mic cât zică aici. Deci chiar eu m-am pus pe mine în sus, chiar să mă testez și eu să văd. E vag undeva, prins, dar tot plecând de la birou și nu știu ce, dar există atelierul ca unitate funcțională, trebuie să-l prind sfera.
De asta zic că acest regulament, indiferent cât ar mai dura, trebuie gândit din punct de vedere al tuturor agenților economici și cu toate activitățile. Nu avem numai restaurante și cantine în orașul ăsta, nu? Sau cofetării, sau birou. Deci, dacă un cizmar întreb, el nu știe cum ar trebui să plătească gunoiul după regulamentul ăsta. De asta e bine că l-am amânat și încă o dată să vedem toate meseriile și toate activitățile pe raza orașului. Mulțumesc. Ar dori domnul primar să facă o discuție. Da, observațiile făcute în comisie sunt corecte. Eu doresc să vă informez că până acum am stabilit un principiu care cred că este corect și l-a susținut și dumneavoastră. Un menajer produs de persoane fizice trebuie să aibă același preț pe tonă ca și cel produs de persoane juridice. Pornind de aici, va trebui să găsim soluții cât mai apropiate de realitate, pentru că dacă stabilim cantități mai mari decât cele care sunt produse, nu vor fi plătite. Dacă sunt mai mici, atunci sigur că dezavantajăm societatea care se ocupă de colectarea acestor deșeuri. De aceea noi avem experiența de la persoane fizice și vă informez că am început experimental în cartierul Poieni să scoatem acele platforme de gunoi. Reprezentantul din primărie și de la companie a fost în fiecare casă, a explicat cetățenilor că vor avea pubele și să nu mai ducă la platformele care au fost, pentru că la acele platforme am luat și alte persoane și nu mai știam cine a depozitat gunoi, mai ales că la acele platforme se ducea foarte mult gunoi de confort. Mă refer la crengi, vegetale, flori, iarbă ce scoteau din și vom începe discuțiile și cu agenții economici și sigur că vă vom informa și pe dumneavoastră. Vă rog foarte mult să veniți și dumneavoastră cu aportul la întocmirea acestui regulament, care va trebui să fie un regulament ușor de aplicat și să ne mulțumească pe cât mai puțin, având în vedere că și mulți dintre noastră aveți activități economice în oraș. Vă rog să veniți cu propuneri ca acest regulament să fie un regulament bun. Nici cei de la operatorul regional nu au rezolvat problema cu agenții economici. Și acolo se experimentează tot felul de variante. Neavând operatorul nostru, este poate mai ușor că noi hotărâm, sigur că avem și responsabilitatea să ne ținem orașul curat. Mulțumesc! Completate, de fapt. Dacă s-ar putea să iei un pas, care viitorul cred că tot aici nu va aduce, și să trecem la tarife diferențiate pe categorii de deșeuri sau noi. Pentru că nu e normal să plătești la tonă și tona de gunoi menajer, la fel cum plătești tona de produse toxice sau, dau exemplu, așa, în extremă. Da? Deci, da, poate aia va fi într-o etapă viitoare. Adică cele care sunt reciclabile să fie un anumit, poți cele care nu sunt reciclabile, cu amin, poți. Alea toxice au altă, că sunt separați. Acum, dacă ești de la extremă, că... Noi vorbim de menajer, alea reciclabile. Gunoiul municipal. Da. Eu o mică intervenție. Nu mai aveți cuvântul, doamnă. Da, mie nu mi se pare chiar de extraordinar de complicat această problemă a societăților, pentru că, nefiind chiar atât de multe, se poate ține o exigență destul de clară din partea companiei și să plătească cât produce. Ce este atât de greu? Tot trimite la în altă parte, criterii, principii, deci nu este greu deloc. Dacă nu se pot da containere, atunci le vom cumpăra, cei care au societăți le vor cumpăra și cât produc gunoi, atât să plătească. Deci nu este deloc greu. O evidență, câte societăți sunt în orașul ăsta? Nu cred că sunt atât de multe. Dar nu poți să ai o fișă anume pentru fiecare societate, când ai dat cu noi, cât trebuie să plătești și tariful este clar stabilit pe tonă, 273 ca... Deci, cam asta e. Mulțumim, domnule Panțiru. Dacă mai... domnul Măciucă, vă rog frumos. Doar în intervenție. Desfințarea platformelor de gunoi, înainte de a avea pubele toți cei care ar trebui deserviți cu salubrizarea, nu este corect. Adică, unde l-arunc? L-arunc tot la vechea platformă, ce fac?
Deci, cum s-a zis în Poen, de exemplu, în Poen nu s-a luat gunoiul de 2 săptămâni. O să-i dăm cuvântul lui domnul Iarnuș ca să ne explice. Dar în cartierul Poen, unde a început acest proiect, acum toți oamenii au bere. Și s-a văzut că erau 3 platforme, 2 acum sunt curate, a treia la școală, unde mai este mizerie foarte puțină. Iar legat de colectarea gunoiului, nu, gunoiul se colectează conform programului. A fost o întârziere de pe zi pe alta, că am avut utilajul de efect, dacă vorbesc de săptămâna trecută, dar am recuperat a doua zi dimineață. Iar în cartierul Tisești, la început, ieri etapa a doua a proiectului, prima etapă a fost de informare și de afișare, în etapa a doua completăm cu pubere la persoanele care când au fost trimise prima serie, nu au vrut să primească sau nu le-am găsit acasă, mai avem de dată încă 60 de pubele și tot cartierul Tisești nu avea pubele. Pentru că se pot desfința platformele și în cartierul Tisești. Mulțumim, domnule. Eu așa am fost înștiințat că de 2 săptămâni în Poie. Mă greșit. Da? Îl dau cuvântul domnului Nicu. Aș vrea să vin în ajutorul domnului Alice Apulianoș. În cartierul Poen, dacă tot s-a desfințat platformele de gunoi și lumea duce în continuare gunoi acolo. Eu zic, hai să-i sensibilizăm puțin și să plantăm niște panseluțe sau trandafiri și atunci civic și sentimental cred că e mișcat. Mulțumim. Dacă mai dorește, aveți cuvântul. Deci, după cum cunoașteți, stimați colegi, coordonez activitatea la un agent economic important în oraș, care la fel ca orice agent economic sau persoană juridică, generează deșeuri. Cred că este mai bine de un an de când noi am trecut la colectarea selectivă și vreau să vă spun că pot arăta prin colegii mei de la serviciile de protecție a mediului, de la contabilitate, că din deșeurile respective, noi în loc să generăm cantități mai mari de deșeuri, reușim să valorificăm și câștigăm bani. Sau nu mai plătim o factură, așa cum era. Deci vă pot arăta pe viu, iar acolo unde chiar domnul primar a făcut ieri o vizită, am avut o delegație în unitate și a făcut remarca lui domnule, v-ați cumpărat pubele pe culori, da. Dar să știți că din activitatea asta, încet, încet, cred că și la salariații dumneavoastră, sau acolo unde este posibil, unde aveți un număr mai mare de salariați, dacă doriți, vă stăm la dispoziție și putem să împărtășim din experiența noastră și la alții, pentru că să vedeți că toată hârtia se duce la hârtie și se iau bani pe această hârtie, ceea ce era fierul vechi se duce la fier vechi, nu mai ajunge în containerele de la care societatea, tot societatea cum vine și le ridică. Polietilena merge la polietilenă. Acum nu spun că nu mai sunt scăpări. Sunt scăpări, dar totuși implementarea durează. Este un sistem perfectibil și consider că se poate. Dacă domnul primar a făcut remarca și ne-a felicitat. Poate să o spună și astăzi, dacă e bine sau nu e bine. Acum, este bine, domnul director, și v-aș ruga foarte mult să inviteze reprezentantul dumneavoastră care se ocupă din de la Salina să instruiască și pe cei de la CUP sau să le arate celor de la CUP. Să fie experiența dumneavoastră. Cu mare plăcere. Acum, nu știu, dacă nu se ocupă domnul director. Dăm cuvântul domnului consilier Monțu. Dacă îmi permiteți, noi am propus la începutul anului, în bugetul de cheltuieli, o investiție în privința achiziționării acestui sistem de monitorizare, iar în ședința LIDO. Iar în ședința AGA de marți, am analizat problema platformelor, mai ales cele din cartiere, și am ajuns la concluzia că ori să se desfințeze, ori să se reducă parte importantă dintre acestea. Ca să putem avea un control asupra celor care nu respectă și să avem garanția că fiecare înțelege că transportul ar urma să fie făcut pe bază de container,
ar însemna o monitorizare a acestor persoane care ar fi pretoare să încalce aceste norme, pe de o parte, iar de altă parte, cred că compania ar trebui să vină cu o suplimentare a cursului, în sensul, dar nu mai face o dată la două săptămâni de zile transportul gunoi, preluarea deșeurilor, să se facă o dată pe săptămână. Ca să putem să facem ca acele platforme să despoară la adevărat acest sănătură. Cred că pe lângă acțiunile care le facem cu tu, venim și noi întâmpinare pentru ca acest sistem de colectare să funcționeze mai bine. Și dacă ați observat, avem modelul în oraș, două platforme îmbunătățite, schimbată structura. De asemenea, avem în planul an să achiziționăm și acest sistem de monitorizare și el va cuprinde părțile principale din oraș, dar vom veni și la principalele platforme. Deci încercăm să venim și, sigur, vom încerca să facem și achiziții în utilaje, pentru ca să putem să facem față acestei activități pe care le desfășoară compania. Mulțumim. Dacă mai sunt și alte întrebări, dacă tot am ajuns aici, aș fi spus-o la diverse. Și astăzi și domnul, am discutat ședința AGADE, alaltă. Este mizerie în oraș, haideți o dată pentru că noi să rezolvăm problema la platformă. Trebuie să desfi, asta e soluția, nu avem altă soluție. Tot ce înseamnă zonă preurbană trebuie să desfințate platformele de gunoi, toate, din zona preurbană, toate. Nu, altă soluție nu este pentru a rezolva problema gunoiilor. Omul nu înțelege, vine, aruncă tot felul de gunoi în confort, taie creanga, face curățenie în curte, aruncă piatră, aruncă sticlă, aruncă iarbă, aruncă creangă, aruncă, știu eu, moloz, aruncă orice. Numai gunoi conform sau menajer nu aruncă. Trebuie desfințate toate, toată lumea primește pubelă, montate, desfințate și stricate și platformele detonate, că omul are tendința să ducă. Acolo a fost platformă de gunoi, mă duc și arunc o roabă de gunoi, nu mai contează. Le monitorizăm, dăm câteva amenzi, supărăm 100 de oameni, ne jură în ăsta, dar altfel nu putem rezolva. Aș fi spus, mă repet la evidență, dar dacă tot nu s-a ajuns aici, pentru că uitați-vă, nu există platformă, ei gunoiul astăzi, mâine dimineața este la loc, eu mă mai plin dimineața așa, mă duc să mai așa, și văd acolo la domnul Popescu, în fiecare dimineață, probabil că le aduce gunoiul la ce noaptea, nu știu ce să mă duc. Și nu numai acolo, pe Găleam, pe Vișorii, e nenorocire. Haideți să o rezolvăm. Discutăm de un an, de doi, de cât discutăm, că facem, dar nu facem. Haideți să luăm hotărârea odată, le-am desființat, dăm la fiecare pubele. Inițial, dacă nu avem pubele, să-și pună, le dăm saj menajer, trecem o dată pe săptămână și le-am luat, de câte ori se stabilește să trecem pe fiecare cartier sau stradă și am rezolvat problema. Stăm și-o tot lungim așa, că facem, că ăsta. Haideți odată. A trecut și termenul ăla de sunt luate printr-un program cu fonduri europene. Nu știu, cred că a trecut, doamna. A trecut 5 ani, 30 ani. Au trecut să nu trebuie. Da? Și am rezolvat problema. Tot ne învârtim așa, ne dăm după cine și că facem astăzi, mâine, dar nu facem. Haideți să facem asta. Unde este nevoie, supraveghem cu camere video, dăm cum am mai spus câteva amenzi, că altfel, totdeauna noi ne raportăm la Germania. Vai ce frumos și curat este în Germania. Nu face neamțul mizerie cât primește amendă, de asta nu aruncă gunoi neconform la consumul străzii. Că atât ai trebuie să ducă ceva, că primit amendă de muncești un an de zile să plătească amendă. Eu știu că e supărător și nu, nimeni nu drăznește. Cine, cum mai fost discuția, cine aplică sancțiunea, cine? Da, să domnule, că e niciun fel. Ne jură 100 de ei și asta este. Facem poliție. Așa, dacă rămâne o pupelă mai mare pentru colectarea deșeurilor reciclabile, fiecare zonă din cartier, dar nu pentru deșeurile reale. Dacă vom avea acest sistem de monitorizare, cum a spus și domnul primar, probabil că foarte multe probleme se vor rezolva în acest sistem. Dacă nu știe că primește amendă și stabilim o ăsta, nu mai arunce. Și votărăm toți împreună două lucruri pentru domnul Nuțu. E important pentru chestie. Ce spuneam? E important ce vreau să spun. Și stabilim două locuri sau trei în oraș unde își duce fiecare gunoiul ăsta neconform, creangă la primăvara, că sunt vreo două luni de zile, primăvara, o lună, lună și ceva care se adună spre creangă, mai stabilim un loc unde poate duce populația, știu eu, molozul,
ce rezultă din demolări, renovări, avansamente, case. Și putem rezolva, dar haideți să o facem o dată. Dacă nu vine cuptul sau nu vine executivul cu... nu inițiază un proiect de genul ăsta, nu facem noi. Mulțumim frumos! Iniziam noi și să vedem atunci dacă aprobat sau nu. Oricum, a fost susținut în campanie. Trece și mandatul ăsta și tot nu face nimic. Da. Mulțumim frumos! Trebuie să asigurăm și condiții, pentru că vrem, nu vrem, acest guloi neconform se creează. Asta am spus. Deci, stați un pic, faci terenul, trebuie să știi cetățeanul. Ați văzut la cum era cum era. Era cetățeanul știa că, domnule, eu demolez în apartament și car vagi și treacă carba acolo. Și dau un telefon, mi-a dus și containerul, în momentul în care și-a depus omul toate alea acolo, când trăiește sau ia la merg un cup și plătește. Ori la ora asta, el nu știe unde se ducă. Păi ce-ți imaginezi tu că ăla de pe nu știu care stradă se duce și până întisești cu ce? Cu căruțul să tare crede? Hai, domnule, să fii serios. Trebuie și noaptea și să le punem cu ușa apartamentului. Aveți perfectă dreptate. Noi am discutat și în ședința care a acest aspect. Trebuie să trebuie să cetățeanul nu știe informat și nu știe unde să ducă acel gunoi, de conform sau conform. Și s-au stabilit niște tarife și în țara de ala s-a scrisoare scrisă, s-a prezentat un cetățean, s-a prezentat via în care a fost un dat de informare. Și cartierul din Pune și din cartierul din Visești. Cele pe care am început să lucrăm. Și acum când am venit la amendament? Păi scrie. Fiecare cetățean a primit. Vă rog frumos, dau cuvântul domnului Pavalanțiu. Vreau să dădesc și eu ideea asta cu ridicatul gunoiului de la societăți. La persoanele fizice direct de la locul, de la sediul societăților, dar de unde își desfășoară activitatea, sau chiar de la persoanele fizice de acasă. Pentru că numai așa putem avea controlul, că gunoi produce, deci ridicându-l de la societăți direct, știm exact cât de cantitate, ce cantitate de gunoi produce, deci a, ce cantitate produce, asta trebuie să plătească. Dar nu numai asta e scopul. Să vedeți atunci cum va face să, cum va aduna societatea gunoiul selectiv. Deci, el răspunde direct. Deci, în momentul când l-ai dus la platformele astea, duci oricine, nu știi nimeni cine face acolo dezordine. Dar ridicându-l direct de la sediu, de la locul unde se desfășoară activitatea societatea, știi exact cum și cât și cum depune această societate gunoi. Deci eu susțin că cea mai bună idee este ca fiecare societate să aibă. Dacă nu dă compania, cumpărăm, deci își cumpără fiecare containerele și cred că asta e cea mai bună idee. Fiecare societate să predea gunoiul de acolo de unde îl produce, ca să putem avea controlul cum îl depune și cât. Mulțumim frumos. Domnul Ianuș probabil a luat la cunoștință, a implementat procedura pe bază de proces verbal, comunicarea cu noi. Eu știu ce procedură mai bună se va adopta. Dacă nu mai sunt discuții, vă supun aprobării acest punct numărul 18 pe ordinea de zi. Ce este pentru? Cum vă dați seama? Unii duce asta pe domnul și toate astea. Este un număr de telefon. Este numărul de telefon aici. Numărul de telefon și al primăriei și al celor de la societate acum. Pot solicita pubelă pentru depozitarea deșeurilor vegetale din construcții. Doamne, nu vă supărați, dacă tot ați trecut aici, deșeuri rezultate din construcții. La, bla, bla, nu puteați trece, se dați la, așa, numărul de telefon este pentru toate, nu? Ce ați făcut? Sună și pentru câini și pentru... Nu, aici este vorba doar de proiectul privind colectarea deșeurilor. Tot să facem ceva, să ne scărpinăm pe... Nu vorbim de câini și nu vorbim de altul. Nu vorbim. Eu din asta nu înțeleg unde crezi beton. Poate nu lasă și prea atreaptă. Nu pricepi, nu înseamnă că la care e de țară, pricepi mai ușor. Dacă mai sunt date comentarii, dacă nu vă rog să vă înscrieți vă rog foarte mult. Vă rog foarte mult să faceți liniște și să vorbiți pe rând. Nu ne înțelegem. Dacă mai are cineva dorește să
să ia cuvântul? Da, eu scurt. Da, poftiți, domnule consilier, pe rând. Legat de discuția domnului Iaru, deci ar fi foarte simplu la fostele bele care după ce vor fi desfințate să fie pus o plancardă, telefonul respectiv, unde se poate ridica și toate alea. O plancardă mai mare sub vadă oricine, pentru că omul are să avea 5 minute pliantul ăsta, dar după aia s-ar putea să nu mai ai aici. Și, dar plancardă rămâne. Cred că asta ar fi o soluție. Da. Și dacă cubelele, nu, containerele astea care rămân între blocuri, dacă nu se monitorizează, vor fi infecții. Mulțumim frumos! Dacă nu mai sunt discuții, vă supun aprobării punctul numărul 18 pe ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumim frumos! A votat în unanimitate. Vom trece la punctul... Deci s-a aprobat cu amendamente. Cu amendamentele propuse, da. Vom trece la punctul numărul 19 de pe ordinea de zi, cel care a fost suplimentat astăzi, și anume, proiectul de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar forului Caronchii Duna Vestire, oraș Târgu Ocna, în vederea participării la Festivalul Internațional de Muzică Bisericească Ortodoxă, cu bine se cu adevărat, organizat de primăria stațiunii Pomorie, Bulgaria, în perioada 7-11-6-2017. Comisia judecă data misiunea prezentă. Dacă cineva are, da, poftiți, domnule. Doar cuantul musulmei, mă interesează și atât. Cuantul musulmei. 8.000 de lei. Am fost de acord cu întreținerea ordinii de zi sau suplimentarea ordinii de zi cu acest proiect. Dar mă interesează dacă există expunerea de motive, raportul de specialitate și când, cum, și când a fost făcută solicitarea.5-a 2017, iar faptul urmă de înregistrare la parohie din data de 30-a 5-a 2017. Mulțumesc! Și pentru asta. Perioada a fost foarte scurtă și de aceea s-a făcut așa. Așa de vedere că concursul are loc în perioada 7-11 iulie, nu aveam cât să așteptăm cealaltă ședință. Dar ce este important să spunem aici? Că în componența grupului Corab, sunt elevi și cadre de test didactici de la școala 1, școala 2 și de la colegiul Costa Chinevic. Practic, noi aici venim cu sprijinul să facilităm ca elevii care merg din aceste școli și din colegii să participe la acest festival. Ei au fost și anul trecut și s-au prezentat destul de bine și la fel. Vă invităm pe data de 5 să-i vedeți la un spectacol care va fi prezentat. Asta mai ales, participă și de aici la spectacol. Veniți la spectacol, care dau loc în fața primării pe data de 5. Mulțumim frumos! Dăm cuvântul doamnei consilier Aghinea Luminița. Da, vreau să vă fac un scurt că pe data de 2 iunie vine, la orele 20:30, ProTV, la România un Talent, George a pregătit un moment foarte frumos și merită văzut. Și totodată vreau să vă mulțumesc că v-ați votat în data de 5 mai. Dacă o să vă placă, să-i duceți și de data asta visul mai departe. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Mulțumesc! Ne-am văzut și l-am votat. Mulțumesc! În completare ce a spus doamna consilier, cred că sunt în asentimentul dumneavoastră să o felicităm, să urăm succes de plin tânărului George Aghinea în festivalul, în concursul la care participă. Și totodată, cred că sunt iar în asentimentul dumneavoastră, că și-au trecut ceva zile, să-l felicităm pe domnul primar pentru frumoasa vârstă care am primit-o pe 17 mai. Urăm succes! Și multă sănătate! Da, asta e capul diversului pe care l-am votat-o! Asta e capul diversului pe care l-am votat-o! Păi nu, că e trama diverse și
mi se tăia microfonul. Mulțumesc. Da, e, sunt emoționat. E de... Nu, sunt sincer. Sunt sincer. Mulțumesc. Mulțumim și încă o dată la mulți ani, domnule primar. Mult succes băiatului doamnei consilier Aguilar Luminița. Felicitări și la mai mare. Dacă mai sunt alte discuții, la diverse. La diverse, așa. Hai că mă suntem la diverse. Nu am luat dacă mai sunt discuții, am spus. Bine, vă spun aprobări dacă nu mai sunt alte discuții. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a aprobat în unanimitate. Mulțumim. La, trecem la ultimul punct, de pe ordinea de zi, diverse. Dau cuvântul domnului consilier. La urmă acestui client care l-am primit aici, să mă lămuriți și pe mine. La care număr de telefon sun în caz că avem două numere. Sunt deșeuri vegetale, gunoi de graj, la care număr? Pot să răspund eu? Da, vă rog. Dacă vă uitați pe prima parte a viatului, acolo aveți trecut în ultima frază, zice, pentru categoriile de deșeuri în fața anterior, trebuie să solicitați preluarea lor în regiune individual contractos de către operatorul de salubritate. Iar, pe verso, există numărul de telefon al societății, da? Și al primăriei. Bineînțeles, numărul este același, dar interioarele nu sunt același. Deci la orice număr din ăsta te sun, nu, e același număr cu interior. Da, nu, la interiorul. Și anunț că am de, deșeu de nu știu ce, înseamnă că cineva vine și îmi ridică deșeul, da? Înregistrează. Iar dacă e deșeul periculos, la urmă nu că. Mai sunt. Da. Mai mă întreabă legat de proiectul ăsta cu asfaltarea, cu modernizarea salinii. Ce mai putem spune legat de proiectatul ăsta care ne-a zis în partea mâine. E și mâine zi. Dar mâine e ziua făcută. Ultima discuție care am avut-o astăzi, dar este luni de luni marți. Să planificare? Da. Se tot nu se lucrește. Chiar mai mult din păcate, cea mai nefericită situație n-a trecut de verificatoare. Adică de cel care verifică proiectul societatea spațiului. Înseamnă că proiectul a fost făcut? Dar nu înseamnă că facem alte studii. Nu. Mulțumim. Dăm cuvântul doamnei consilier Barna. O felicitare venită din partea unui pitorul Brașului cu Bogna. Vă mulțumesc în altul analiza oportunității, revoia acelei acțiuni MOREC, cu colectarea de echipamente de deșeuri electrice, electrocasnice și electronice. Încă mai au, trebuie să le depună și nu știu unde ar putea să le... În principiu vom stabili o locație la nivel de oraș. Da. Și ei vor putea duce acolo, iar cei de la MOREC au o campanie anuală care în principiu mă trebuie pentru oameni. Da. Deci noi vom depozita undeva, unde nu știu ce să stabiliți locația. Pe bine, am uitat. Populația de stabilă din apartamentul. Era discuția cu programul preajungit la copiii. Mai multe doamne de oraș au făcut cerere, că a zis că pe timpul vacanței se formeze o clasă de curățenie. Nu îi puneți cerere la lumea. Dar vă rog, tare mult să vină mai de la noi cu propunerea și să vedem exact. Eu am văzut o discuție cu doamna directorul Gheorghe Mucalou pe tema aceasta și dumneavoastră chiar mi-a spus că dacă va avea suficient de multe cereri, cu oarecare garanție din partea părinților că își vor aduce copiii, pentru că în momentul în care este ținut personalul pe perioada verii, trebuie să aibă și minim o grupă de peste 20 de elevi, copii preșcolari. Dacă ei aduc periodic, acești copii o zi vin, trei mai vin și nu și asumă mai mult responsabilitatea achitării acelui quantum care include hrana copiilor,
vor fi probleme și în sensul acesta trebuie să-și asume într-o formă sau altă, să închidă un agont, dar dumnealor mi-au arătat deschidere de punctul ăsta de vedere. Înțeles că sunt multe cereri. Sunt cereri că v-aș ruga foarte mult pe dumneavoastră, având în vedere, că anul trecut, de perioada vacanței, n-a fost nicio clasă care a funcționat. Eu vă rog foarte mult să rugați părinții să aducă cereri. Domnul Consiliu, eu am înțeles ce spuneți. Dacă vorbim la școală, școala spune, da, dar nu sunt părinții. Spune că școala nu este interesată, sau poate este interesată să facă. Dar eu vă rog să vină părinții cu cereri ca să fim noi siguri că sunt aceste cereri și că și-au așa angajament să achite cititul. Dar eu cred că din două grădinițe cu program prelungit putem să le luăm o clasă pe jocuri. Cererii să le depună cât mai urgent ca să fie o hotărâre. Cât mai urgent. Pentru grădinița, pentru tot clinică, nu se poate vara asta. Și vor veni cu toți copiii dintr-o voie, dar nu are cum părintele va învăța. Vor fi lucrurile de instalație electrică. Nu știu ce probleme apar sunt acolo. Dar nu cred că... Acolo. Dar au strămutat copiii... Nu contează, dar nu vreau să vină cu cererea în partea asta. Da, nu știe problema... Dar părinții sunt de acord ca să vină la Piticotul 1 sau 2. Numai că... Nu contează locația, e important să mințeze, să mințeze o clasă. Vă rog, spuneți părinților să aducă cer. Și mare oraș, acum, face mare oraș. Dar sunt majoritatea părinților care lucrează. Și ce face? Domnul Consiliu, vă rog. Mamele să aducă cerere și vede că aduce. Și împreună cu doamna Consiliu Barna o să... Mulțumim. Dăm cuvântul domnului Măciucă. Da. Mai mulți lucrători din CD întreabă dacă au fost recepționate lucrările efectuate de compania Irbașu, pentru că asfaltul care a fost turnat în urmă s-a surpat. Astfel, la Vâlcele numărul 186 e o mare problemă. Compania de gaz a făcut o groapă iar în Vâlcele, care a lăsat-o două săptămâni. Nu m-a marcat-o și așa a rămas. Dacă executivul are în vedere să renovăm și noi monumentele istorice, în principiu cimitirul erorilor, și dacă facem ceva pentru strada Progresului, unde se va ține centenarul. Și acolo. Un răspuns odată? Putem avea? Da. De asemenea, locuitorii din Făcuri și Poieni solicită să le se facă drumul cât mai repede cu putință. Nu este posibil ca în secolul 21, dar să noți în număr până la 10. Mulțumim, mare ținut executivul, domnul Pavalaciu. Aș vrea să-i pun domnului primar o întrebare directă. Dacă răspunsul pentru drumul Salinii a fost ăsta care l-am primit, o lăsăm de asta deoparte. Drumul celălalt, Ionibanda, nu se poate funda găurile din surse pot, din, nu știu, din alte metode, dar fără proiect sau ceva. Dacă nu, eu aș avea, eu am o propunere, dar e cam rușinos. Eu sunt în stare să adun vreo 10-20 de oameni și eu, cu un mortar, îmi fund găurile. Nu e nicio problemă, dar nu e frumos. Haideți să vă spun că vreodată cu domnul Ilie a fost și săptămâna trecută pe aceste trasee. Și, într-adevăr, sunt pentru oraș lucruri care nu sunt în regulă, să nu spun am făcut. Toți turiștii care vin acolo reclamă acest lucru. Noi am prins proiectul cu Salina și, sigur, avem Avramiancu și celelalte străzi cu acest proiectant pentru care am fost și astăzi la Bacău și am discutat. Sigur, proiectul a suferit și câteva modificări, pentru că lărgim strada de la pod până sus la parcare, dar între timp am venit cu câteva măsuri complementare, să spun așa, pe care am discutat cu domnul Ilie și chiar îi mulțumesc pentru că a înțeles situația în care sunt. Toți cei care vor veni la Șcan vor parca în fața gării Salina, din, pe strada Salinei, pe strada Primăverii, de la, din fața casei Vrânceanu până la Șcan. Și este un loc pe care nu l-am amenajat pentru parcări. Ca să nu avem acea aglomerație și pentru cel care vine la Ștran și cel care merge la Sănă. A doua problemă, și pentru că va da acces pe supodul fosta cooperativă Munca, la stânga, deja domnul director a mutat la Ștran. La Ștran, dar s-au mutat deja indicatoare. Ați văzut că la indicatoare se, toți vor fi dirijați pe supodul de care ferat. A doua problemă care este, s-a deschis drumul pe lângă banda transportoare, unde Salina a montat
și semafoare, o să ne spună domnul director ce are de gând să facă acolo, pentru localnici, pentru cei din Vâlcele, să poată trece pe aici. Ați văzut că s-a asfaltat și Daniela Caurea, acolo se continuă lucrările și lateralele la stradă, pentru că chiar și astăzi am fost acolo, am văzut cum se preluați părinții, am fost și cu inspecția construcțiilor și cu dirigenția și cu constructor, vor relua acea problemă, drumul care vine de sud, la Dima, nu este bine rezolvat problema acolo, dar ați văzut așa în porțiunea care iese în Câtambul Șilă, vor veni betonate laterale și vor veni și ligoile de scurgere a apei. Și atunci transportul se poate face pe sub podul de la Munca, sau pe lângă Casa Borisov, sau se poate face și de pe Găleană pentru cei care merg la strand și sigur cei care merg la Vâlcele. Se va face până la urmă drumul, fără cum am spus că la verificator mai sunt câteva probleme cu acest proiect care a durat foarte mult, pe care o să-l punem pe urmă pe SEAP și o să facem licitația. Suntem interesați de tot ce se întâmplă acolo și este obiectivul cel mai important din oraș și eu cred, domnul Pavalati, că domnul director o să vă spună ce o să fac acolo și mulțumim pentru inițiativa noastră de a veni cu cetățenii și a face acel drum, dar sigur vom găsi soluții și suntem foarte atenți cu acel drum, pentru că de acolo revin toate observațiile și noi. Domnul Ilie, dacă da, pentru acest traseu să nu puteți, să știți că nu este simplu. Noi încă din anul 2016 l-am avut în vedere, nu pentru că ar face față în totalitate, sigur că nu face față, dar l-am gândit ca pe să-i spunem, o soluție de rezervă la drumul actual, practic la strada Salin. S-a întocmit documentația pentru asfaltare, este la București pentru aprobare, este prinsă sumă, banii sunt, așteptăm doar și acolo. A fost o serie, anul trecut am trecut ca societate pentru o perioadă, pentru cine nu înțelege, pentru cei care știu, gândiți-vă că au fost 4 directori generale într-un an. Fiecare cu ideile lui, fiecare cu problemele lui. Așa că tot ce s-a vrut din teritoriu a cam stagnat. Ca să nu să spună că nu s-a vrut. Deci documentația, proiectul există, este aprobarea ceaului, este mai e o documentație de atribuire, pur și simplu, care necesită doar aprobarea CTE București, Consiliului Tehnico-Economic și pe urmă aprobarea directorului general. Să sperăm că vine, cum vine, cum începem asfaltarea. Eu vreau să vă spun că toate găurile alea cu sori, cu pietriș, le-am tot umplut. Nu ține la apă și la trecerea autorajelor sau a mașinilor mici, tot acel pietriș l-am găsit în rigola respectivă. L-am curățat și rigola de vreo două ori. Sunt de acord și eu merg tot pe acolo și eu îi spun lui domnul primar, cred că zilnic, și nu numai lui domnul primar, și lui domnul primar, și la toată lumea. Ce să facem? Eu mai mult decât v-am spus în ședințele anterioare, dacă vreți să mă înțelegeți, prima problemă pentru care am dorit să intru și să fac parte din acest for, până la urmă, al Consiliului Local, a fost pentru acest drum. Vă spuneam cu ani în urmă că aștept de 12 ani, nu știu cât răbdare poate să există, dar poate că dă Dumnezeu și la într-un final, sau poate până la urmă și la coadă trebuie să recunoaștem că speranța moare ultima, poate totuși o rezolvă. Ce să spun altceva? Dar pe lângă benzi, asta este situația ce v-am spus, dacă mai e de discutat și alt aspect vis-a-vis de zona ștrandului, așa cum spunea domnul primar, am gândit și am pus indicatoare în tot orașul, dacă o să mergeți, o să le observați, pentru a dirija circulația, pentru că încă de anul trecut am fost împreună cu domnul primar și cu domnul comandant al poliției orașului Târgovna, de a încerca să dirijăm circulația în oraș. Eu vă spun că perioada iunie, iulie, august, care e cea mai aglomerată și dumneavoastră v-ați lovit de acest aspect. Nu este simplu deloc de a dirija circulația. Pentru asta am mai mărit și numărul de locuri de parcare pentru zona ștrandului, dar să știți că nu dispunem de terenuri generoase în zona Salinii. Ba, din potrivă, am făcut demersuri să achiziționăm și un teren care este acolo în zona
că e ferate înainte de pot, dar procedurile să știți că nu sunt chiar simple, că sunt destul de complicate. Tocmai pentru a face față, atât în perioada de iarnă, cât și în perioada de vară, la ștrandul cu apă sărată, pentru a descongestiona circulația pe strada sa. Și tocmai în acest sens ne străduim, va din potrivă acum, pentru a urmim și un studiu de fezabilitate care are în vedere tocmai acest aspect. Modul de gestionare a parcărilor în zonă. Poate până la urmă, nu acum, dar nu știu să vă spun din data, veți vedea prima, poate, parcare, știu eu, supraetajată pe acolo până la salină. Subteran nu avem cum să o facem. Da. Se poate face o parcare, cum ne-a spus, de la domnul primar, de la casa domnului Grigianu până la salină, pe partea stângă intră 100 de mașini. Să o facă cu primăria și să treceapă taxă. N-am nimic împotriva, am și propus acest lucru. Da, v-am luat chestia ca și cu dumneavoastră. Mulțumim! Mai puneți o săptămână pe regulă. Dacă permiteți, în ședința AGA de la Întâlnie s-a hotărât și s-a și aprobat ca în termen de 3 luni de zile compartimentul construcției de cadrul companiei să dispară, să desfințeze. Există o perspectivă legată de destinația viitorului loc de muncă a celor care lucrează acest compartiment. Se intenționează o extindere a serviciului din cadrul primăriei care coordonează activitățile în acest sens. Și e bine de știut că este singurul compartiment care aduce profit în companie. Asta e... Nu, cel puțin așa am văzut hârtia. Da. Mulțumim, o să vă dăm un răspuns, domnul. Domnul, dacă AGA companii a hotărât să desfințeze un sector de activitate, noi, ca principal beneficiar, nu deja. Dar nu e de inițiativa noastră. Nu, ne s-a spus că... Știu, m-a văzut că v-a informat, dar nu știți, știu vă. Deci nu există așa ceva. Deci dacă am avut acest lucru, înseamnă că este o măsură de rentabilizare, de, eu știu, a activității acestei instituții. Dacă nu vom mai avea, noi am oferit lucrări sau comenzi acestei societăți cu prioritate, având în vedere chestiunile de noastră. Ne pare rău, dacă s-a hotărât așa, vom căuta o altă societate cu care să lucrăm. Vă rog frumos, dacă ne-a spus în ședință, dacă... domnul director, vă rugăm frumos să ne spuneți și ne-a spus în ședință, că potrivit unui ordin, trebuie să desfințați acest compartiment de construcții, care aduce profit. Dar vă rog, spuneți, voce tare. Vă rog, terminați, domnul primar. Domnului primar, îi pare rău că compartimentul s-a desfințat. Desigur că ne pare rău, că cele mai bune lucrări de construcții le-am făcut cu compania noastră. Și nu știu dacă... Dar în bordul companiei, cel care i-a hotărât, nu este Consiliul Local. Noi aici avem doar poziția de un client al acestei societăți, care contractează lucrări. Dar dacă asta e hotărârea AGA, ne pare rău să... Deci, da, o singură chestiune mai doresc. Ei, vom fi mai atenți la ce zice. Poate există un ordin, domnul să-ți zic, eu nu știu, n-a fost la AGA. Nu știu ce ordine există și o trebuie. Eu vreau ca să vă invit, ca să nu mai iau, să vreau să rămâni problemat. Vreau să vă invit pe data de 1 iunie, la Ziua Copilului, în Parcul Bazura. Acolo vor avea loc toate festivitățile dedicate zilei de 1 iunie. De asemenea, să vă invit pe data, și vă rog tare mult să participați, pentru că este activitatea orașului. Și eu mă mândresc așa când văd toți consilierii lângă mine, mai ales pe cei din opoziție, pentru că cei care sunt în coaliție nu prea vin. Dar nu vin pentru că este interrupt. De asemenea, atenție, pe data de 5, la ora 20, avem un spectacol interesant aici, în fața primăriei. Avem casa de, să zicem așa, taraful Casei de Cultură din Târgu Ocna. Pentru prima dată avem și noi taraful la Casa de Cultură. Și vă rog foarte mult să participați la ora 20. Pe 5, că urmează cărusalile. Și vom vedea atunci și corul, că am aprobat să decontăm deplasarea până în Bulgaria. De asemenea și taraful nostru de 10 și 11. Iar pe 10 și 11, pe data de 10 avem crossul, pe data de 11 iunie avem ciclismul. Și vă invit la ora 12, când va avea loc premierea, în ambele zile să veniți aici, în fața primăriei, și să fim împreună
la aceste evenimente importante din oraș. Mulțumim frumos. Dăm cuvântul domnului Ianuș Liviu în vederea clarificării situației create de el. Deci, legat de subiectul reluzarea activitatea de construcții, instalații și anterior, sunt două probleme. Prima problemă este legată de subiectul din 2006 republicată, pe 24 noiembrie 2016. Și se înțelege că din 2006 până acum ați funcționat ilegal? Dacă faceți trimitere la 2006? Domnul Măciuca, să fiți explicați vă frumos. Legea este din 2006, republicată în noiembrie 2016. Deci a adus niște modificări în noiembrie 2016 la enumerarea activităților care fac parte din serviciile de utilitate publică. În aceste servicii nu se regăsește activitatea de construcție. La NRSC mi s-a solicitat pe principiul bunoiul plătește bunoi ca contabilitatea societății să se refere strict la serviciul de salubrizare a localității. În actul constitutiv al societății sunt foarte multe coduri ca el. Noi am făcut în noiembrie, decembrie, primii pași, adică am modificat actul constitutiv, transformând codul caien principal din cod construcție în cod caien secundar și codul caien principal a devenit strict salubrizare. Însă nu este suficient. Chiar dacă am prezentat detaliile din contabilitate, că avem coduri separate, care evidențiază foarte clar veniturile și cheltuielile pe tipuri de activități. Pentru a obține licența de la ANRSC, mi s-a solicitat ca această activitate, lucrări de construcții, să nu mai fie efectuată. Vreau să văd și eu această solicitare. Să vă arăt, nu am înscris de la ANRSC. Cum nu aveți înscris? Nu am înscris, pentru că am fost la consultări la... Nu există o consultare și pe vorbă. Cum? Desfințați un serviciu pe vorbe? Dar nu se Domnul director, cred că era o chestie așa, mai corectă, nu m-am înțeles. Să-l fi anunțat sau să-l fi informat și pe principalul beneficiar al serviciilor dumneavoastră. Uitați, domnul primar este în afara problemei și nu-i corect. Pentru că a fost două săptămâni la noi am venit și cu o analiză de transformare din SA în SRL sau înființarea unui SRL pentru că un SA sub ordinea primăriei. Au fost mai multe variante care s-au oprit într-o anumită etapă până când s-a reușit la decizia înființării, delegării prin înființare directă a serviciului de salubrizare. Deci varianta cu înființarea unui SRL care să aibă doar activitate de construcție, ea a fost supusă la un dat analizei. S-a analizat, dar nu cred că Raga, în ședințele care au fost la nivelul primăriei, chiar și trecerea companiei ca serviciu public în cadrul primăriei, dar nu erau locuri suficiente, lucrurile astea s-au analizat la un moment, da? Cu ce mai trebuie? Mulțumim, domnule Ricuian. M-am tot ajunge la Raga, dar sunt consternat să văd că s-a dus un argument că așa a spus domnul primar. Asta să fie argument în Raga asta. E firesc să fiu de, de partea dumneavoastră când sunteți în afara problemei. Am înțeles, domnul președinte, țin parte. Mulțumim frumos, dar cuvântul doamnei secretară a orașului Târgu Ocna, Corina Băsoi. Consilie, care încă nu au depus declarația de avere. Vreau să vă reamintesc că termenul este 15 iunie și am rugămintea dumneavoastră să nu depășiți acest termen, pentru că va trebui să trimit mai departe declarațiile către ANI. Și aș vrea să mă încadrez și eu în termenul de 10 zile. Mulțumesc frumos! Răspunde pozitiv. Mulțumim, declar ședința închisă. Foarte scurt. Ce s-au făcut fondurile PNDL? Le atragem sau nu? Fondurile PNDL, pentru care am votat în februarie. Următoarea întrebare. Dacă îmi dați voie să reparte banii mei la cheta de la cei
fața poliției. Care a dorit de mulți ani banii mei, nu-i nicio problemă. Dar trebuie să aștept. La biserica cu totul. Da. Executiva la cunoștință, o să vedem ce se poate face.